Bună seara, stimați spectatori ai televiziunii române. Suntem la apusul soarelui peste pomenirea Sfântului Apostol Filimon, Arhip, Onisim și Apfi și a Sfintei Mucenice Cecilia, da? Cea pe care cei care ați vizitat catacombe de la Roma, sigur ați văzut-o în poziția aceea așezată de evlavia părinților și a prietenilor săi care plângeau tânăra ei moarte. O mucenică care, iată, a strâns în jurul ei o pleiadă întreagă de creștini care i-au adus omagiile sale, dar și i-a urmat viața pentru ca să devină ceea ce astăzi știm că a fost comunitatea romană a primelor veacuri. Cuvântul de învățătură este din 1 Tesaloniceni, capitolul 3, versetele 10 și 11. Noaptea și ziua ne rugăm cu prisosință ca să vedem fața voastră și să împlinim lipsurile credinței voastre. Dar însuși Dumnezeu și Domnul nostru Iisus Hristos să îndrepteze calea noastră către voi. E taina aceasta pe care ne-o pune la dispoziție, într-un fel sau altul, împreună părtășia, rugându-ne unii pentru alții, răbdând unii pentru alții și, nu în ultimul rând, împrietenindu-ne în Duhul lui Hristos unii cu ceilalți, ne purtăm greutățile în așa fel încât, oricât de departe am fi unii de ceilalți, să putem să ne purtăm poverile în drumul acesta duhovnicesc al vieții noastre pe pământ. Suntem în drum spre Betlehem și cuvântul acesta al unui bătrân din Pateric cred că ne prinde bine. Ce urăști tu să nu faci altuia. Nu-ți place dacă cineva vorbește împotriva ta? Nici tu să nu vorbești împotriva cuiva. Nu-ți place să te calomnieze? Nici tu să nu calomniezi pe cineva. Nu-ți place dacă cineva te batjocorește sau te ocărește sau îți ia din ale tale? Nici tu nu faci asta. Celui care poate să păzească acest cuvânt este de ajuns spre mântuire. Există, cu alte cuvinte, un set de reguli care ar trebui să ne fie totdeauna la îndemână pe bordul deplasărilor noastre prin viață. E clar că a vorbi urât cu ceilalți, ai șicana tot timpul în traficul de fiecare zi, ai răni cu atitudinea ta, ține oarecum de proastă creștere. Toți spunem că sunt cu tare sau cu tare oameni, n-au fost atenți, au fost sub presiune, au fost tare educațională, dar Evanghelia ne învață că buna creștere vindecă proasta creștere și din oameni care suntem neatenți ne face atenți la viața celuilalt, la echilibrul celuilalt, la tandrețea pe care trebuie să o dovedim în raport cu ceilalți. Cred că merită încercat în postul acesta să adăugăm, așa cum am spus ieri, vă aduceți aminte, milostenie, bunătate și bunătate evlavie, să fim tot timpul dăruitor de mai bine celorlalți din jurul nostru. Merită încercat și din respect pentru Hristos, care moare pe cruce pentru ca noi să învățăm că măcar ceea ce nouă nu ne place, nu trebuie să facem celorlalți pentru a putea să ne simțim satisfăcuți în orgoliile noastre. Mâine este o nouă zi.